Formația Nistrenii. Le mulțumim lor, lătăți care ne-au privit, au votat pentru noi și le mulțumim lătătă Moldova. Cred că vom merge în sat, vrem face o masă așa cum o facem de fiecare dată. Ne întâlnim tăt colectivul, tăți care au participat și vom lua câte un păhărel de vin, de ce nu? În finală, cred că o să pregătim un program mai cu foc, mai specific. Bateți toba cât mai tare! Vin Nistreni din depărtare! Lume, lume! Toți la tălacă! Din lăutarii de la Dorăscaia! Toți la tălacă! Toți la tălacă! Toți la tălacă! Ce-l-o-ce-l-o să bate, bă!
dispoziție ați adus. Nistrenii, sala vă aplaudă în picioare. Suntem convinși cei de la Dorotskaya vă aplaudă în picioare. Toată Moldova vă aplaudă în picioare. Mare nebunie! În seara asta la Moldova are talent datorită celor de la Nistrenii. Probabil s-au trezit și cei care sărbătoresc deja a doua zi. Iată așa! Sigur, aș veni la așa un spectacol, nu doar pentru că au cântat Ciocana, probabil voi ați convins cumva. Nu, dar noi dacă îi convingeam, ne spuneam jumătate, jumătate. Vorbeam cu Tania în timpul acestei absolut incendiare prestații, Nirvana în costume naționale, jos pălăria. Aplauze! Nistrenii, jos pălăria! Și nouă ne-a plăcut eu, că... Eu... Vă mulțumim că... Mie îmi pare rău că am venit fără colaci, că am primit o urătură azi de Crăciun extraordinară. Iorga Fono a fost superb, bravi! Vă mulțumim pentru un spectacol excepțional! Dragi prieteni, să știți că data trecută Nistrenii au cântat la pieptene și la sos de piește. Astăzi au folosit această scândură pentru spălat rufele și această lingură. Voi sunteți prima formație de instrumente de uz casnic din Moldova. Mircea, asta e mașină de spălat. Da, model mai vechi. Da. Haideți că și Tania are să spună ceva. Tania, ți-a plăcut refrenul cântat din repertoriul formației Zdob și Zdob, cântat în engleză cu la-la-la. Ei știu engleza la fel de bine ca și Nicu Țărnă. Tania? Ei, asta tu ai zis. Eu vreau altceva să zic, nu știu ce ai vrut să spui. Spune, da. Eu știu ce am zis. Eu am vrut să spun că acești Nistreni sunt pur și simplu bestiali. Eu n-am mai văzut așa ceva și eu nu cred că s-a cântat vreodată Nirvana în portul nostru național. Cred că asta e mega original. Cămițaia. Exact. Și n-apinci. Da, eu sincer o să vă zic, după data trecută nu m-am așteptat. Deci a fost de 1000 de ori mai bine și mai interesant. Deși data trecută spuneam exact asta, că e super interesant ce ați făcut. Băieți, și vă mulțumesc că ați cântat Gândumâțe și nu Adrian Ursu. Asta e. Cei de la Ciocana, care ascultă Nirvana și care nu ascultă Nirvana, deci toată țara butonați telefoanele la numărul scurt 3907, dar numai după ce vor evolua toți concurenții. Nu uitați că o puteți face indiferent de operatorul la care sunteți abonat. Important e să-i susțineți pe Nistrenii! Nistrenii!